Da, deci sunt onorat pentru alegerea mea în postul de viceprimar și îmi doresc să fiu și vreau să fiu un viceprimar implicat, un viceprimar al faptelor, să am o bună colaborare cu toate forțele politice și cu colegii din primărie, cu doamna primar, cu doamna viceprimar și împreună sper să facem lucruri bune pentru oraș.